Instituție unică în peisajul cultural național, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I a împlinit 100 de ani de la înființare. Banca Națională a României și Ministerul Apărării Naționale au lansat cu acest prilej o monedă numismatică jubiliară și au vernisat expoziția Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, 100 de ani de istorie militară. Evenimentul a reunit reprezentanții ai administrației prezidențiale, Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului, Bisericii Ortodoxe Române, Curții Constituționale și Casei Regale a României. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Băncii Naționale a României. Cuvântul de deschidere i-a aparținut guvernatorului instituției. Moneda are greutate de 31,1 grame și calitate proof. Pe avers este redată partea centrală a clădirii Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, inscripția România în arc de cerc, stema țării, valoarea nominală de 10 lei și anul de emisiune 2023. Iar pe revers este figurat Palatul Artelor din București, primul sediu al muzeului situat în Parcul Carol, portretul regelui Ferdinand și inscripția Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I și 100 de ani. Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment a fost Preasfințitul Părinte Varloan Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a citit mesajul Preafericirii sale intitulat Centenarul Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I este prilej de reflecție asupra cinstirii eroilor români. Încă de la întemeierea Muzeului Militar Național s-a dorit ca pe lângă expoziția de obiecte militare care reprezintă trecutul istoric al poporului român, această instituție să aibă și o funcție comemorativă prin intermediul căreia să fie cinstiți toți eroii neamului. Trebuie menționat cu acest prilej și faptul că prin grija noastră se află în proces de edificare Catedrala Mântuirii Neamului, biserică simbol a independenței poporului român, în care au fost și vor fi organizate ceremonii religioase cu caracter public național, unul dintre hramurile catedralei fiind Înălțarea Domnului, pomenirea sau Ziua Eroilor. În continuare a fost citit mesajul președintelui României. Instituție reprezentativă a Armatei României, Muzeul Militar Național are menirea de a păstra vii în memoria națională victoriile și jertfa militarilor români pe câmpul de luptă în cele două conflagrații mondiale, precum și greutățile vremii pe care înaintașii noștri le-au înfruntat pentru ca noi să putem trăi într-un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Președintele Senatului le-a mulțumit celor care au reușit să păstreze și să dezvolte Muzeul Militar. Doresc să le mulțumesc pentru modul în care au reușit să păstreze, să gestioneze și să dezvolte Muzeul Militar, să-i țină porțile deschise și să atragă interesul nu doar a celor care poartă uniformă, ci a tuturor celor care sunt interesați de istoria poporului român, pentru că acolo este și istoria poporului român, dar și istoria artei militare. Felicitări a transmis și prim-ministrul României, Marcel Ciolacu. Ideea unui muzeu militar național, începând cu participarea României la războiul de independență, a fost cumva legată de ideea modernizării statului român. Ideea de a arăta generațiilor viitoare și mai ales generațiilor tinere efortul armatei române a fost și a continuat, indiferent de cum a evoluat statul, să rămână o prioritate pentru decidenții politici și administrativi ai României. Da, cred cu tărie că biserica și armata stau la baza existenței unui stat, dar cred cu tărie că biserica, armata, educația și cultura, dacă stau la baza existenței unui stat, atunci acel stat este unul puternic și respectat. Primul muzeu al armatei se prezintă ca cel mai mare păstrător al memoriei naționale și militare. Îngemânarea forțelor celor două instituții creatoare, pe de o parte,
și păstrătoare pe de alta, de fapte istorice, Banca Națională a României și Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, vine astăzi să aducă un pios omagiu înaintașilor care au făcut posibil ca această sărbătoare să aibă loc, omagiul pus în modul cel mai propice în care instituția muzeală știe să o facă, și anume prin realizarea unei expoziții. Expoziția Muzeul Militar Național, 100 de ani de istorie militară, reunește toate cele mai devreme exprimate, selectând cele mai importante piese din patrimoniul dat în grija noastră pentru a reliefa cât mai bine acele deziderate ale sufletului național român. În sala de marmură a avut loc în continuare un exercițiu demonstrativ al Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Expoziția Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, 100 de ani de istorie militară, care se află în Galeria Guvernatorilor, poate fi vizitată în cadrul tururilor ghidate organizate de luni până vineri printr-o programare pe adresa muzeularondbnro.ro.